Aproape 250 de fire de cânepă au fost găsite de polițiști în comunele Budești și Bubuieci, municipiul Chișinău. Plantele au fost descoperite pe 17 august în cadrul operațiunii MAC 2018. Plantele de cânepă au fost smulse și transmise expertizelor. Acum polițiștii încearcă să dea de urmele persoanelor care au plantat și îngrijit plantele narcotice. Dacă persoanele culpabile ar fi reușit să vândă produsul finit, ar fi obținut un venit de peste 40.000 de lei. Cei care vor fi găsiți vinovați riscă amenzi de până la 35.000 de lei sau ar putea sta un an după gratii. Operațiunea MAC 2018 are drept scop depistarea și nimicirea plantelor cu conținut narcotic, precum și identificarea persoanelor care le cultivă ilegal.